Aproape 9000 de copii din Chișinău se vor putea odihni la tabere de vară. 1900 sunt copii rămași fără o părintească ori din familii social vulnerabile. Alte peste 6500 de locuri sunt pentru copii, ai căror părinți vor achita doar 20% din costul biletului de odihnă. Elevii din Chișinău vor merge la tabăra Alunelul din satul Bardar, raionul Ialoveni, la Poienița Veselă din Dănceni sau la Cireșarei din Vadului Vodă. Primăria Capitală a alocat pentru odihnea copiilor în taberele de vară 26,3 milioane de lei, iar pentru activitatea taberelor de zi, 2,15 milioane de lei. În Chișinău vor fi deschise în total 13 tabere cu sejur de zi pentru 1100 de copii. Părinții vor achita 20% din costul biletului, adică 450 de lei.